De astăzi a intrat în vigoare noul cod rutier, care prevede pedepse mai mari pentru șoferii agresivi și noi limite de viteză. În plus, sunt interzise flash-urile, iar pentru prima dată se sancționează drifturile. Sunt stabilite amenzi între 580 și 725 de lei, plus suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile, informează Mediafax. Circulația nejustificată pe banda de urgență se pedepsește cu amendă cuprinsă între 1305 și 2900 de lei. În plus, se reține permisul de conducere pentru 90 de zile sau chiar pentru 120 de zile dacă șoferul întoarce sau merge înapoi pe autostradă. Se majorează de la 30 de zile la 60 de zile pedeapsa pentru cei care fac depășiri ilegale și nu acordă prioritate și de la 90 de zile la 120 de zile pedeapsa pentru șoferii care nu respectă regulile impuse la trecerea peste calea ferată. Ordonanța de urgență impune și un nou prag de viteză. Este vorba despre depășirea vitezei maxime admise cu peste 70 de kilometri la oră, care se pedepsește cu reținerea permisului de conducere pentru 120 de zile. Totodată apare o nouă contravenție pentru șoferii care circulă cu mașini cu luneta și farurile murdare. Ordonanța a intrat în vigoare astăzi, dar dispozițiile privind contravențiile intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.